Bună, dragi berbeci, aceasta este talarea pentru voi pentru luna aprilie. Să vedem cum o să fie această lună pentru voi. Avem aici prințul de cupe, șapte de bâte, zece de bâte, opt de săbii, diavolul, asul de spade. Uităm mai întâi la astea, cărțile de aici. Ok, cu primele cărți văd că o să fie o lună destul de plină de energie, dar și de romantism cu prințul de cupe. Poate o să aveți de-a face cu cineva din zodii de apă, în mod special zodii de apă văd aici. Rac, pești, scorpion, poate chiar cineva, un partener romantic, o persoană care ține la voi cu prințul de cupe, este cineva care vrea să facă pași către voi, să vă ofere iubire. Simt că este cineva din exterior, această persoană care vine așa să vă mai îmbuneze, să vă mai facă, să vă facă să vă simțiți mai bine, să vă facă zilele mai frumoase, mai, nu știu, mai plăcute. Cu șapte de bâte, în schimb, și cu zece de bâte, sunt niște provocări în această lună foarte interesante, dar simt că sunt de bine aceste provocări. Poate chiar la locul de muncă, cu diavolul aici, poate are de-a face cu partea asta materială, profesională. Niște provocări, niște teste, obstacole, inclusiv cu șapte de bâte, vorbește într-un fel și despre niște obstacole în care apar în calea voastră, dar trebuie să vă... Să vi le asumați, pur și simplu am simțit chestia asta să zic, să vi le asumați, să vă ridicați peste ele, exact așa cum este și aici cu șapte de bâte. Este cineva care știe să treacă peste aceste obstacole și poate chiar niște responsabilități cu 10 de bâte, să îndepliniți niște responsabilități cu scopul de a deveni mai buni. Pentru că despre asta este vorba, de a deveni mai buni. Probabil o să aveți multe lucruri de făcut în această lună, în aprilie. Este o lună destul de activă pentru voi, chiar simt chestia asta foarte energică și vă place într-un fel acest lucru. Este energie, este foc, este multă pasiune. Dar cu 8 de săbi aici, interesant, fix sub prințul de cupe, eu simt că este mai mult o chestie de asta de... La început, probabil nu vedeți această persoană venind, nu vă așteptați să primiți un răspuns, să primiți o comunicare din partea acestei persoane, sau simt că este mai mult pe partea asta romantică cu prințul de cupe acolo. Va fi o lună plină de iubire și de pasiune, așa. Poate chiar ceva la început, cu asul de spade, un început, da, comunicare. Și prințul de cupe tot despre comunicare vorbește, despre mesaje. Deci, probabil o să comunicați cu această persoană, cu acest prinț de cupe, sau o să aveți parte de mai multe conversații interesante și pasionale și pline așa de aer. Tot avem spade aici, de idei interesante în această lună. Cu diavolul, totuși, cred că e partea asta ce ține de responsabilitate. Anumite responsabilități necesită atenția voastră și probabil că în această lună, cum am și zis, trebuie să depuneți ceva efort. Cu diavolul simt că este mai mult despre efort, despre ceva ce ține de interiorul vostru, de felul vostru de a fi, de ceea ce vă doriți cu adevărat să faceți în această viață, în această relație. Să luați această sabie, acest adevăr, o comunicare, e mai mult comunicare aici, simt că e mai mult despre comunicare vorba, să luați, să aveți cuvintele la voi în această lună, pentru că o să vorbiți foarte mult, o să comunicați, o să fiți destul de testați, dar testați în ghilimele, adică va trebui să fiți voi și să spuneți lucrurilor pe nume, să vorbiți, să spuneți ceea ce vă doriți în această lună, foarte important, mai ales cu partenerul de viață sau cu această persoană în care poate să fie nouă, să intre așa în viața voastră, să fie cineva nou sau cineva cu care n-ați mai vorbit de ceva timp, eu așa simt. Pe care o cunoașteți, o știți din vedere, dar abia acum începe să, nu știu, să-și facă curaj să vorbească cu voi, să vă arate ceva, să vă trimită niște semne. Să vedem și alte cărți cu 8 de săbi acolo. Wow, Regina de Spade, am zis, da, despre comunicare, împăratul, wow, cartea voastră.
Și 8 de monede, da. Foarte interesant să am așezat cărțile, pot să zic, exact așa cum am intuit, să fiu sinceră. Cu 10 de băte aici și 8 de monede, clar trebuie să duceți niște responsabilități la bun sfârșit. Deci trebuie să vă puneți așa, să fiți foarte disciplinați în această lună, să vă prioritizați responsabilitățile, că aveți de muncă în această lună și e ceva de bine, adică este ceva, da, este ceva de bine pentru că văd și aici o parte financiară și partea asta materială, profesională cu diavolul. Cumpăratul, cartea voastră, vorbește despre a fi lider, vorbește despre a trece peste aceste obstacole de a fi puternic, de a fi un conducător, da? Împăratul este cineva strategic, un bun strateg, deci trebuie să vă ordonați gândurile oarecum cu 8 de săbii, să nu vă mai dați singuri înapoi, cu 8 de săbii la fel, să vă dați singuri înapoi în această lună și să vedeți lucrurile exact așa cum sunt. Poate că e aici un lucru mai neplăcut, ceva toxic, dar nu simt că este ceva așa foarte rău, foarte, nu știu, foarte negativ în niciun caz, deci nu trebuie să vă speriați dacă vedeți această carte diavolului, pentru că nu înseamnă ceva așa foarte greu de digerat sau de înțeles sau de, eu știu, chestii de genul acesta. Nu, ci pur și simplu înseamnă anumite lucruri, înseamnă partea materială, înseamnă partea asta foarte, poate chiar superficială, vorbește despre diavolul vine în cele mai frumoase forme până la urmă, în cele mai împachetat în cele mai frumoase lucruri, în frumusețe, în bani, cele mai strălucitoare lucruri. Deci chestii de genul acesta, deci probabil este ceva ce nu vedeți la prima vedere. Și de aceea trebuie să analizați mai bine cumpăratul, să fiți foarte logici, foarte raționali în această lună, foarte raționali și foarte logici, foarte, poate chiar suspicioși, pentru că dacă vă puneți niște semne de întrebare, veți realiza anumite lucruri, veți înțelege adevărul, este aici un adevăr cu asul de spade, deci să veți trece peste această perioadă. E o chestie de confuzie, nu știu, o persoană sau o situație din viața voastră provoacă o confuzie, așa simt, și trebuie să alegeți sau să mergeți pe calea asta adevărului, a realității, a ceea ce este drept, ceea ce este în fața voastră, ceea ce este real, adevărat, da? Un asul de spade. Cu regina de spade aici din nou și împăratul. Deci va fi o lună plină de comunicare, de foc, de o comunicare de asta aprigă, acidă, chiar probabil veți schimba niște replici mai dure, poate cu acest prins de cupe, poate că nu. Este ceva care nu vă aseamănă. Este o persoană destul de diferită pentru voi, acel prins de cupe, poate mai tânără, și s-ar putea să fiți prea tăioasă pentru această persoană, prea directă. Ca să fiu sincer, așa, mai direct, mai franc. Și s-ar putea să speriați această persoană, de aceea trebuie să aveți grijă la cuvintele din această lună, să vorbiți mai ok, mai așa, nu știu, să găsiți o variantă de mijloc. Dar aveți de lucrat în această lună și cred că lucrați la pasiunea voastră, lucrați la ceva ce vă atrage foarte mult. E ceva ce vă atrage foarte mult aici și cu 7 de bâte. Nu ezitați să vă luptați pentru ceea ce vă doriți sau, mă rog, în această lună să nu ezitați să vă luptați pentru ceea ce simțiți că e aici ceva ce simțiți că merită. Merită să luptați, să investiți energia și atenția și este poate această pasiune un vis, ceva. Simt că e mai mult pe cont propriu, e ceva al vostru. Și la capitolul persoane, relații din viața voastră, da, trebuie să vă faceți un plan în această lună sau să lucrați după un plan, pentru că despre asta vorbește și împăratul.
Este un strateg, cum aș fi zis. Iar cărțile cea de oracol avem prezență, atenție, conexiune, realitate, trezire, așa mai departe. Deci ceva vă captează atenția, este ceva ce necesită atenția voastră sau prezența voastră sau, mă rog, atenția voastră, dar e o conexiune cu ceva anume. Realitate, da? Am zis de adevăr, de real, ceva real. Avem aici ghidare, foarte frumos, vă ghidează ceva în această lună sau sunteți ghidați de ceva din interiorul vostru, e ca și cum începeți un nou ciclu, eu așa simt, ceva nou se... Ceva nou începe pentru voi, mai ales că este și sezonul vostru și începeți ceva nou. Practic începe un nou an, odată ce s-au schimbat zodiile și am intrat în zodia Berbec, este un nou ciclu, un nou an și avem aici ghidare, deci știți încotro vă îndreptați sau ar trebui să știți în această lună încotro vă îndreptați ceea ce vreți să faceți. Sunteți foarte direct și puși pe treabă în această lună. Aveți multe lucruri de făcut, de îndeplinit. Și avem, da, iubire, semne, direcție, sprijin, deci aveți parte de aceste lucruri, mai ales semne, foarte interesant semne. Și aici avem vizualizare. Numai cărți care au resunt așa chakrele cele mai înalte din corpul uman. Foarte interesant este, asta este chakra coroanei și chakra celui de-al treilea ochi, celelalte cărți. Asta înseamnă că va fi o lună interesantă și plină de spiritualitate pentru voi. Sau, da, de spiritualitate, de evoluție. Atenție, focus aici, foarte interesant, experiență, manifestare, imaginație. Deci, vizualizează ceea ce îți dorești. Dar simt că deja faci chestia asta. Și o să amplifici foarte mult. Nu știu, amplifici ceva aici, foarte, foarte mult. Dorințele tale. Vrei să experimentezi ceva total unic, să-ți transformi viața foarte mult. E ceva unic, ceva diferit, ceva nou, ceva, o gură de aer proaspăt pe care o aduci așa în viața ta. Ca zodice îmi ies în evidență Capricorn, clar, Berbec, un alt Berbec, da? Zodii de aer, în mod special, Gemeni, Vărsător, Balanță, dar și zodii de apă, deci destul de multe zodii. Rac, în mod special, scorpion, pești și am zis capricorn, da. Și poate chiar un săgetător. Deci foarte multe zodii pentru voi în această lună, în aprilie. Multă comunicare, văd, multă dorință, multă imaginație. Trebuie să-ți păstrezi atenția către lucrurile care merg, către aceste responsabilități, către munca ta, către efortul tău. Deci trebuie să depui ceva atenție. Da, atenție. Pentru că ai de două ori atenție și ai și acolo focus, atenție din nou. Să-ți îndrepți atenția către lucrurile care merită, pentru că ai ceva aici de făcut, de îndeplinit, mai ales pe plan financiar, profesional și nu trebuie să te lași prada acestor gânduri care te țin pe loc, la propriu, care te leagă, acestor lucruri care poate sunt frumoase pe moment, dar sunt trecătoare, deci trebuie să scapi de aceste lucruri, plăceri trecătoare, ca să fiu sincer, adică ceva, da, ceva trecător, ceva care nu e de lungă durată și să te axezi mai mult pe lucrurile care sunt de lungă durată aici în viața ta, pentru că coptă de monede vorbește despre muncă, muncă, nu așa, adică efort. În adevăratul sens al cuvântului, să depui ceva efort la o pasiune, la un job, la un vis, poate chiar la o relație, dar simt că, așa ca persoane, vei avea parte de o persoană romantică aici, iubitoare, dorește oarecum să fie mai aproape de tine, dar eu simt că o să te axezi mai mult pe tine, pe propria ta persoană și
Mai puțin va conta partea asta sentimentală în luna aceasta pentru tine, dar este cineva totuși care vrea să te facă să te simți mai bine și să-ți oferă așa iubire. Cam atât pentru tine, doresc o lună extraordinară, îți mulțumesc că te-ai uitat, noi ne revedem data viitoare, pa!